băieții. Păi nu, tu ești șef aici. Da, eu sunt naiba. O zi la lucru, domnule, o zi la fermă. Până vinzi un miel la Paști, până vinzi un porc la Crăciun și un vițel pe toamnă, îți trebuie bani. Am două fete în facultate în Cluj care trebuie bani. Am zilier plătit, care trebuie plătit, trebuie plătit gaz, curent, trebuie cumpărat pâine zilnic. Veneam dimineața la Muls, soțul rămânea să facă brânza, aveam un om care mergea cu oile, un zilier. Și eu, după ce terminam de dat în strungă, plecam efectiv la piață în Orăștie, unde stăteam până seara la 7. Veneam seara, dacă mai era ceva de lucru aici, făceam mâncare pe a doua zi. Și a doua zi iar și iar și iar. Dar ori fost greu, au fost ani în care nu se vedea băiatul sau fetele din strungă. Erau mai înalte oile decât ele, dar trebuiau să se străzească săracii la 4 și veneau și dădeau în strungă, că nu găseai un om. Păi la ora actuală ne apropiem de 1000 de capete de oi. De oi cu miei, cu berbeci, cu tot ce avem aici. Am început această activitate cu soțul meu și am pornit de la un număr de 21 de oi și am ajuns la numărul care îl avem astăzi. Deci ăsta e primul tractor, un 445 DTC-ul. Ăsta e primul tractor cumpărat în 92. Chiar poartă numele unei fiice de-a media, Diana. În timp ce alții, la vremea respectivă, cumpărau aruri, cumpărau tot felul de camionete și așa, ne-am cumpărat un tractor care 2 ani de zile din pricaz și până în Orăștie am făcut naveta, puneam în spate putina de brânză și mergeam, dar am făcut ce am putut și următorul an nu am lăsat nici măcar să cumpărăm o batistă în casă până nu am plătit, adică în următorii 2 ani până n-am plătit integral tractorul. Și încet, încet, am cumpărat câte un teren, am cumpărat câte două, bineînțeles, prețurile au fost mult mai accesibile și din fericire am prins ani în care munca era plătită, în care luai 2-3 milioane pe miel, în care luai bani pe viței, în care era plătită lâna, în care era plătită brânza și te puteai descurca. Deci prețurile erau foarte bune vis-a-vis de ce investiții făceam. Anul trecut ne dădea, pe reforma tăiată, ne dădea 10 lei la kilogram la carcasă, fără organe, fără cap. Ajungeai cu undeva la 2.800.000 și 3 milioane oaie și 2 milioane jumate era plătită. Acum, cum să dai o oaie de 70 de kg cu 70-80 lei? Păi domnule, nu-i nici curcan, nu-i nici clocă, e totuși o oaie de 60-70 de kilograme. E tractorul cumpărat pe leasing, cu încărcător cu tot 43.000 de euro. Deci la acest tractor m-a costat 43.000 să pot să-i fac ultima revizie cu schimburile de ulei, cu filtre, cu tot 43.000, 43 de milioane. Și la el mai am de plătit încă 20.000 de euro pe parcursul a 2 ani jumate. Și îmi pun problema de unde, de unde. Cel mai bine era când mergeam cu căruța. Mergeam, domnule, cu căruța, la cale dădeai un braz de fân și nu te mai costa 6,30 litri de motorină. Problemele astea sunt. Problemele sunt banii, subvențiile la timp, valorificarea produselor. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm. Problema cea mai mare este pentru că noi nu suntem uniți. Dacă noi am fi uniți și am face ca în străinătate cooperative, dacă noi am face asociații, ne-ar fi mult mai ușor. Lumea este temătoare, lumea nu știe despre ce e vorba și dacă nu ne asociem și nu ne punem în comun să facem un proiect mai mare, noi în câțiva ani, vă spun, în următorii 10 ani, nu o să mai fie brânză proaspătă pe piață de oaie, nu o să mai fie miel tăiat în cârlig, probabil o să consumăm totul de dincolo. Uitați-vă dumneavoastră în toate supermarketurile plin de carne adusă de dincolo. Uitați-vă dumneavoastră la ultimul om care vinde mici într-o piață, carcasă de vită de Polonia, carcasă de porc de Olanda, de la Ungaria, de la Germania. Din România nimic, din România nimic. Ieșirea din pas îmi dea drumul la târguri. Dacă nu trebuie să mergem cu porci, mergem cu vitele, mergem cu oile. Păi dați-vă dumneavoastră seama, cel mai mare târg din România cu berbecii. Și noi am avut pregătiți 20 să-i vindem. De la Hațeg l-a închis, târgul de la Pui l-a închis, târgul la Panea Sibiu l-a închis. Unde să vinzi? Unde să vinzi? Pentru că acolo vine omul și face un preț. Ăla îl dă cu atât, ăla îl dă... târgul face prețul. Nu eu de acasă sau cine cumpără. Deci ne-au zăpăcit cu totul. Cu totul, cu totul ne-au... Și eu nu înțeleg ce are porcul cu aia, cu vaca. Cu... Nu știu. Da, probabil asta e tot interesul. Să ne termine și noi să primim toate subprodusele lor, toate deșeurile de abator, carne de 40 de ani și așa mai departe. Dar să știți că eu n-am nimic, dar și românul e foarte șod, să zic așa. Nu vine unul să zică, bă, vin să-ți cumpăr un vițel, îl tai în patru, dau la un copil un șnițel bun, o tocăniță bună, nu. Mere și cumpără din market. Nu, cumpere din market.
chiar dacă un copil din sat, un băiat, o fată, ar vrea să facă un proiect, nu mai are unde, pentru că sunt făcute contracte de arende cu tot felul de clauze care omul plătește mai mult decât dă ca să le ia înapoi de la arendaș. Exploatația de ovine este pe mine, este a familiei mele. Exploatația de, mai am o exploatație de vaci, care este pe băiatul meu, care nu are nici o palmă de pășune. Noi pășunăm pe o pășune închiriată de o firmă care nu are nici măcar un animal. Eu îți mulțumim sufletește, dar nu pe partea materială. Adică dețin efectiv ăsta de 100, aproape 100 de vaci, o firmă respectivă de aici din zonă. Eu pășunez pășunea și ei îmi iau subvenția. Am împlinit în 30 septembrie 20 de ani, anul acesta. Și am reușit să fac un proiect pe măsura tânărului fermier de 50.000 de euro și am reușit să achiziționez o presă. Noi nu putem să renunțăm mâine, pentru că noi avem atâtea investiții, de la clădiri, la dotare tehnică, la animale. Chiar și anul ăsta am cumpărat cât a fost de greu, am cumpărat două bucăți de pământ. Deci vreau să spun următorul lucru. Absolut, în cazul nostru, nu știu și nu mă interesează de alții, toți banii care ne-au intrat de pe subvenții în ultimii ani, noi am făcut investiții. Pământ, teren, animale. Deci noi nu am cheltuit un ban. Uitați-vă, umblu cu o mașină de 8 ani de zile. La 4 carnete în familie avem o mașină. Trebuie să-ți dedici tot timpul tău liber și ca în toată viața ta, adică 90% tot pentru ele și pentru fermă și cam asta e. Deci nu-i ceva să poți să zici că îl parchezi, un tractor sau ceva să pleci acasă. Trebuie să faci tot ce faci, să faci cu pasiunea aia, toate chestiile. Dacă nu-ți place ceea ce faci, să nici nu te apuci să faci treaba.